Știți dumneavoastră, în generul limbajul cinematografic la ora actuală, modern, e atât de tare, atât de mult interferențe are în limbaj, că de acum chiar și criticii de film nu mai pun frontiere între limbaj de film documentar, de asta, animație, film de ficțiune. E, pe primul rând, este metafora, expresia. De ce? Pentru că spectatorul de acum, în epoca modernă, având și internetul și atât de multe imagini peste tot, deci în imaginația lui s-a depozitat clișee de expresie cinematografică, jurnalistică și ele nu aparțin, deci, strict documentarului, strict ficțiunii. De ce? Limbajul documentarului evoluează, a evoluat și acum permite orice formă de expresie. Că este reportaj, că este toate, zicem, genurile de artă care nu aparțin documentarul. Se potrivesc și la documentar. De ce? Pentru că principalul este impactul și expresia artistică. Pentru că dacă, cum spunea și domnul Popescu ieri, dacă noi punem camera și filmează, de acum am selectat ceva. Pentru că noi alegem unghiul de filmare, noi alegem ce să filmăm și de acum intervenim. Și dacă imaginația noastră este bogată și dacă noi suntem, aparținem unei generații, în primul rând, sau unei națiuni, toate amprentele astea se exprimă prin camera de filmat. Și atunci documentarul, să zicem așa, dacă există obiectiv, el asimilează toate formele astea de expresie și devine o operă de artă totală, adică fără delimitări de limbaj. Asta e părerea mea personală, eu nu știu. Desigur, se poate de vorbit, se poate de făcut niște clasificări, dar impactul este total al artei cinematografice asupra omului. V-ați referit la dumneavoastră ca fiind unic DJ, așa. Mixați. Da, mixez. Lucrul ăsta vine din faptul că noi nu aveam înainte, chiar în film documentar, nu ni se dădea niciun ban pentru muzică originală. Pe timpuri. Pe urmă, deci noi nu semnasem pactul, deci, că se plătește. Și noi eram liberi să folosim orice. Mai departe, să știți că generația mea a celor care s-a crescut cu Beatles, cu Pink Floyd, deci era o muzică altfel, o muzică liberă, o muzică altfel decât muzica, hai să zicem, clasic sau muzica acceptată. Era muzica, deci, între jazz și rock-ul celălalt de pe timpuri, era muzica improvizată. Ascultând acum o muzică de tehnică, să zicem așa, de studio, sterile, să zic eu așa, și concertele cele prin timpul, asta dădea libertate, Woodstock-ul și tot celălalt, improvizația. Era discuri de studio și discuri de live, de se deosebea total. Anume această libertate de a crea și a improviza s-a transpus sau s-a transferat și asupra noastră. Și de ce eu sunt un fel de așa de mag, de hai să zic așa, un șmecher, da? Că iau, chiar câteodată și îmi face plăcere, iau o bucată dintr-un compozitor și-l văd și pun. Și zic, măi, cu eu, nu știți voi, dar tare bine se potrivește cu ceea ce vreau eu să exprim. Cum am spus, că eu nu sunt compozitor, dar atât de tare să simt muzica, atât de bine o simt, că vibrează orice celulă la mea, mai ales la muzica care. Dar și filmele noastre sunt construite așa, ca un fel de jam session. Okay. Da. Improvizați pe o temă, da, aveți, da, un film, da, narrativ, da, după care începeți, da, să improvizați. Da. Pentru că nu este neapărat ca fabula, drama să fie exact la logică, de la început până la sfârșit. Pentru că, mai ales, iarăși repet,
cu atâtea clișee, spectatorul el își face singur fabla cum o vrea el sau tu îl duci și spectatorul se bucură când ghicește sau particip la creație. Dacă îi explici totul de la bun început, bun, ai explicat și am ieșit, gata. Dar când el, măi, dar ce-o ieșit mai departe? Stai, dacă eu am ghicit ce-a vrea să... el asta a vrut să spună, mă, și eu am... El participă la actul de creație. Asta e valoarea cea mai mare a cinografiei adevărate. Când nu îi se dă mur în gură spectatorul, când îl lasă să se gândească, să lasă să se prespună ceva, că o să se întâmple chiar deși după aceea s-a oprit filmul și merge pe drum. Băi, dar ce? Dar orice fac aceia? El uită că ei au fost virtual și zice, băi, ar fi fost bine să se întâlnească, ei s-au dispărțit sau ceva, dar poate o să se întâlnească. Mi-a dat, el mi-a sugerat autorul ceva, că e ceva, poate. Vedeți această speranță și această, cum spunem, această participare la creație este cea mai bună pentru spectator. Nu sunt serialele astea care la interminabile, da, te iubesc, nu te iubesc, nu te iubesc, nu. Trebuie să participe, să-și pună întrebări, să emoționanțe, să nu doarmă noaptea dacă văd un film. În sensul bun al cuvântului.